În urma celei de-a doua licitații pentru dreptul de amplasare a unităților de comerț ambulant, municipalitatea a câștigat peste 31 milioane de lei. Primarul capitalei, Ion Ceban, spune că două loturi din cele 15 propuse inițial pentru concurs au fost excluse de către comisia de specialitate și vor fi expuse la următoarea licitație. Primăria Chișinău urmează să încheie contractele cu toți comercianții, iar aceștia vor avea dreptul de a vinde pe un termen de 5 ani. Cele mai multe locuri de comerț obținute de către agenții economici au ajuns în medie la valoarea de 2 milioane de lei și mai mult, însă au fost și alte poziții obținute la prețul de circa 386 de mii de lei sau 3,86 milioane de lei. În total, în concurs au fost expuse 15 locații pentru unități de comerț ambulant stradal, amplasate în parcurile și scoarurile din sectoarele capitalei. În urma primei licitații, după adjudecarea 11 locuri din cele 15 expuse la concurs, s-au acumulat peste 20 de milioane de lei. Următoarea licitație publică se va desfășura anul viitor, în data de 15 ianuarie.